Lăudat și binecuvântat să fie Domnul! Mă gândeam, dragi tineri, ce har avem noi față de alții de pe alte meridiane la ora aceasta. Foarte multe țări exercită o presiune și chiar o persecuție împotriva creștinilor. Să ne gândim la ce se întâmplă într-o mare parte, aproape în toată Asia de altfel, jumătate de nord a Africii, afectată de crezurile musulmane, sau să ne gândim la mulțimea de tineri din lumea asta care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Voi aveți harul să fiți în liniște, în pace, în adunare, să vă lumineze Dumnezeu mintea și chiar ne-am rugat Domnul să o facă. Amin. În această seară vom discuta despre comportamentul premarital, adică despre felul în care ar trebui să te comporți în drumul de la casa părintească până la casa ta. Nu despre direcția în care trebuie să o apuci. Nu vom vorbi deloc despre alegerea în căsătorie. Asta e alt subiect. Ci doar despre comportamentul care trebuie să-l ai în această perioadă. În psalmul 119, acel psalm cel mai lung, din cea mai lungă carte a Bibliei, este scris ce important este să se călăuzească cineva după cuvântul lui Dumnezeu. Scrie în acesta, versetul 9, cum își va ținea tânărul curată cărarea? Și acum vorbim de cărarea de la casa părintească la casa ta. Îndreptându-se după cuvântul tău. Întorc pagina și scrie de la versetul 99. Consider că asta ar fi exprimarea unui tânăr. Sunt mai învățat decât toți învățătorii mei, căci mă gândesc la învățăturile tale. Am mai multă pricepere decât bătrânii, căci păzesc poruncile tale. Deci încercați să aprofundați, nu să înghițiți ce vă spun, dar să mestecați bine și dacă vedeți că este biblic, apoi să înghițiți. Și asta înseamnă să puneți în aplicare. E foarte important în această perioadă să aveți un comportament evlavios și pentru că nu este ușor să-l aveți. Pe de o parte, fiind vorba de aspecte maritale, apar sentimentele naturale de dragoste. Și dragostea are legile ei. De exemplu, nu trebuie nimeni să-ți spune să suni pe un îndrăgostit, mai degrabă să spună că l-ai sunat de prea multe ori, nu? Nu trebuie nimeni să înveți pe un băiat sau o fată cum să se îmbrățișeze, nu? Asta îi învață în mod natural dragoste, după cum nu învață nimeni pe păsărele cum să se împerecheze și să aibă grijă de ouăle și de puii lor. Dar dacă ar fi numai atât, ar fi super, ok. Numai că în această perioadă vin ispitirile prin poftele trupului. De fapt, ce sunt ispitirile? A trece peste limitele rânduite de Dumnezeu în orice domeniu. Dragostea naturală te ajută să aștepți. Ispitirile îți dau ghes și ți este foarte greu să ai răbdare. Și așa mulți tineri s-au înșelat și pe ei și au înșelat și fetele, spunând, dacă mă iubești, trebuie să mă lași, să te îmbrățișez, să te sărut și așa mai departe. Mi-am amintit că a venit odată la mine o familie tânără, erau căsătoriți de vreo 5 ani, poate, și au zis, frate, Domnul ne-a pedepsit, unul dintre ei era bolnav, n-a fost bolnav înainte de căsătorie, n-avem nici copii, și ea a început să plângă. Și aia se-am propis mamei mele că o să mă port ca o fată curată. Dar am cedat la insistențele lui. Acum ajunsese și depresivă și el se uita la ea cu inima aceea că el era cauza acelor necazuri. Că victima ajunsese soția lui. El era făptaș. Cum ar fi vrut ei să întoarcă înapoi istoria? Dar nu se mai poate întoarce. Așadar, peste sentimentele naturale
vin ispitele. Și acum ispitele nu mai sunt numai de natură fizică obișnuită. Vin ispitele provocărilor lumii virtuale. Și vom rezerva în seara asta câte un capitol distinct pentru comportamentul live și pentru comportamentul virtual. Ceea ce face ca problema să devină cu atât mai presantă, ispita să fie cu atât mai mare. Și atunci ne punem întrebarea, cum poate un tânăr să aibă un comportament ca în ziua anunții să primească binecuvântare neștirbită? Apostolul Pavel scria la 1 Tesaloniceni, la capitolul 4, dacă puteți să mă urmăriți și cu atât mai bine, voi citi de aici câteva versete, 1 Tesaloniceni 4, citesc de la versetul 2. Știți ce învățături v-am dat prin Domnul Iisus? Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Curvia este înainte căsătorie, prea curvia după. Am putea spune că acest text se adresează cu preponderență tinerilor. Fiecare din voi să știe să stăpânească vasul, ceea ce înseamnă trupul, în sfințenie și cinste. Să nu-ți dezonorezi ființa. Să nu-ți afectezi numele bun. Nu în aprinderea poftei, ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Este acea exacerbare de care spuneam, trecerea peste limitele rânduite de Dumnezeu. Este absolut normal să iubești. Dar diavolul te împinge să curvești. Un sentiment care a plecat de la dragostea naturală, dar a depășit barierele. Și scrie aici în versetul 7 și 8, căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, la ceea ce se lasă cu vizualizări păcătoase, cu masturbare și cu alte lucruri vinovate, ci la sfințire. De aceea cine ne socotește aceste învățături, cum sunt cele din această seară, ne socotește nu pe un om, a zis cineva de la biserica noastră, ci pe Dumnezeu care v-a dat și Duhul Său cel Sfânt. Deci Duhul este Sfânt, Dumnezeu ne cere să fim sfinți. De aceea să privim la comportamentul indicat de Scripturi. În primul rând, câteva principii generale de comportament. Patru principii. Primul. Tinerii trebuie să caute mai întâi să fie născuți din nou, să dobândească un caracter duhovnicesc înainte, deci, de a se căsători. De ce? Asta pentru a face întâi legământ cu cerul, nu cu pământul, pentru a dobândi înțelepciunea necesară, pentru a dobândi aceste trăsături de caracter, acest mod de viață. Și dacă vreți, dar spuneam că ăsta nu e subiectul nostru, asta te va ajuta în alegerile vieții. Eu le spuneam uneori la școală, la elevi, la studenți, dacă nu știi, nu copia, că tu nu știi dacă ce copiezi bine sau rău. Dacă nivelul tău de spiritualitate e redus, crezi că poți să înțelegi mai mult? Cu niciun chip. Recent am auzit, ori am citit, că un băiat s-a luat la o fată să îi ceară mâna, perspectivă de căsătorie. Dar pentru că nu-l cunoșteau, i-a dat un test simplu. Și i-a zis să caute ceva în Biblie, în cartea, și a indicat o carte, un nume care nu e în Biblie. Și el s-a apucat să caute, deci e în vechi sau în nou, deci nu e nicăieri, stai liniștit. A zis, băi, stânsori, cu o fată pocăită, eu știu și dacă o carte este sau nu este în Biblie, mai. Vă dați seama ce lecție e administrat, nu? Sper să nu pățească vreun băiat de la Betel așa ceva, nu? Scriptura spune în 1 Corinteni, capitolul 7, de la versetul 32, că un băiat și respectiv o fată ar trebui să aibă niște îndeliniciri duhovnicești. Versetul 32, cine nu este însurat să îngrijească lucrurile Domnului, cum ar putea să placă Domnului? Ai timp să
citești, să investești în caracterul tău, 34, fata nemăritată se îngrijește lucrurile Domnului ca să fie sfântă și cu trupul și cu Duhul. Când, dacă nu acum, mai bine? Sau Eclesiastul 12 cu un alțam de făcătorul tău în zile tinereții tale. Sau 2 Timotei 2,22. Eu obișnuiesc să spun așa simbolic. Nimeni să nu vrea să fie câte doi până nu își însușește 2 Timotei 2,22. Acolo spune, fugi de poftile tinereții. Și urmărește calități sfinte. Într-un anturaj duhovnicesc. Doamne, ajută! Un al doilea principiu din cele generale. În mod deosebit, lepădarea de sine și pasiunea pentru cele sfinte fac să dispară stările firești și afectează relațiile dintre oameni. De ce credeți că atâția familiști nu se împacă? Pentru că eul lor nu este răstignit. N-au învățat cum să se dăruiască pentru celălalt. Și astfel, ura, răutatea, mânia, invidia, cearta, amărăciunea, bănuirea rele și toate celelalte asemănătoare sunt la ele acasă. Și toate acestea lipsesc la un om duhovnicesc. Deci nu poți să te relaționezi corect la cineva până nu mai întâi dobândești un caracter care te ajută în aceste relații. Aud pe unii tineri spunând, m-am certat cu logodnica mea. Dar scrie în Biblie că robul Dumnezeu nu se ceartă. Deci iată că în relație ies în evidență stările noastre. În 1 Corinteni 13 scriești despre dragoste și înainte de a-ți permite să spui că vrei să iubești și să declară cu emoție sau doar așa să pare filozof, scriești de la versetul 4, dragoste este îndelung răbdătoare. Fă probe de comportament înainte de probe de relații. Plin de bunătate, nu pismuiește, nu se laudă, nu se umflă de mândrie. Observați, toate sunt calități care ies în evidență, repet, în relațiile dintre oameni. Că nu te poți mânia cu tine însuți. Trebuie să fii o terță persoană. Nu se gândește la rău, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Așa da. Sau cum spune Petru în întâia sa epistola, în capitolul 1, citesc de la versetul 14, ca niște copii ascultători, nu vă lăsați întârâți în poftele care le aveați altă dată, când erați în neștiință, ci, după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Dacă te cerți cu mama, să nu crezi că nu o să te cerți cu soțul. De la sine înțeles. Un al treilea principiu din cele generale de comportament. Curăția morală este domeniul cel mai încercat a relațiilor în vremea noastră. Pentru că, de exemplu, hoția, fraudele, sunt urmărite și de unele instituții ale statului. Dar curăția morală nu ți-o urmărește nimeni. Nici poliția, nici profesorii. N-are treabă instanța judecătorească dacă tu ești curat sau ești imoral. Și cel mai încercat e domeniul acesta în perioada voastră. Pentru că un familist, bărbat sau femeie, are soț sau soție și, zis așa mai simplu, se descarcă. Emoțional, fiziologic, din toate punctele de vedere, dar tu trebuie să-ți înfrânezi toate poftele, să le ții sub control. Cum zicea un băiat, n-avea nici 10 ani și a văzut pe soră sa măritată că s-a sărutat cu soțul, cu cumnatul lui și spune, ei, nu poți fi și eu mai mare să sărut și eu pe cineva. Ei, până atunci trebuie să ții buzele închise. Deci, cum spuneam, mai întâi să le ții închise, să nu vorbești prostii, ca să te poți relaționa corect la altcineva și apoi să le ții închise că încă nu a venit vremea de sărutat, că îmbrăzișările, zice Solomon, că au vremea lor. Spune Scriptura în cartea Numeri, capitolul 25, că tinerii evrei, vă rog să vă gândiți că unii erau născuți în pustie și aveau deja 30 de ani și aveau regimul acela sfânt.
Și au ajuns la hotarele Canaanului și acolo au întâlnit altă cultură. Știți că și cananiții au fost omorâți din porunca divină tocmai pentru imoralitatea lor. Deci, Israelul care era sitim și poporul a început să dea la curvie cu fetele lui Moab. Cum? Erau poftit poporul la jertfe dumnezeilor și poporul a mâncat, s-a închinat până la pământ înaintea dumnezeilor lor. Mesele erau asociate cu slujbelor idolatre și slujbelor idolatre erau foarte imorale. Acolo așa ceva se practica. Și n-au rezistat în mediul acela. Vă citesc și din cartea Proverbe, din capitolul 6, ca să înțelegeți, dacă vreți, dacă puteți, cât este de riscant. Citesc de la versetul 25. Nu pofti în inima ta pentru frumusețea ei și nu te lăsa de mine de ploapele ei. Deci, mai întâi manifestă o atracție fără cuvinte prin ceea ce este natural, ba mai mult prin felul în care se îmbracă, dacă mai folosește și un limbaj. Căci pentru o femeie curbă, omul ajunge nu mai rămâne decât cu o bucată de pâine și o femeie măritată întinde o cursă unui suflet scump. Poate cineva să ia foc în sân fără să-i se aprindă hainele? Sau poate merge cineva pe cărbune aprins fără să-i ardă picioarele? Răspunsul este logic. Nu poate. Și aici am prins o anexă. Atenție la moșteniri păcătoase. Dacă aveți părinți sau bunici care au fost afectați din punct de vedere imoral, să știți că acele duhuri rămân la domiciliu și vă urmăresc. Mare, mare atenție. Zice în cartea Ezechiel, zice, cum este mama, așa și fata, dar se poate transmite și de la bunica, și de la vrămătușă, și de la, știu eu, tot ce se întâmplă pe acolo în crengăturile de rudenii. Pe lângă așa, cum spuneam, provocările care ne vin din afară sau cele care lucrează prin instinctele noastre carnale. Deci trebuie să ne împăcăm cu ideea că până la căsătorie trebuie să-ți înfrânezi, să-ți controlezi toate poftele de natura maritală. Și un al patrulea principiu, o relație bună cu oameni duhovnicești îți asigură o verificare permanentă a comportamentului. Știți că la medic, în mod normal, la medicul de familie, trebuie să mergem regulat, să ne se facă analize. Dacă aveți o legătură bună cu părinții, sau dacă știu eu nu sunt părinții credincioși, sau nu au un anumit grad de spiritualitate să vă poată ajuta, simți legătura cu altcineva din adunare. Știți că Maria, logodită fiind, s-a dus la Elisabeta, o femeie mai în vârstă. Întâlnirea lor a fost un moment plin de prezența Duhului Sfânt. E important asta. În Evrei 12 scrie de la versetul 15 să veghiem. Dar cine să vegheze? Numai tineri, știți? Povestea aceea din literatura românească, poate este și în alte culturi, că niște tineri au vrut să omoare toți bătrânii. Și era foarte ușor să fie cuceriți de un regat vecin. Lua seama, Evrei 12 cu 15, ca nimeni să nu se abate la harul Dumnezeu pentru ca nu cumva să dea lăstar vreo dăcini de amărăciune și să vă aducă tulburare și mulți să fie întenați. Păcatul se extinde, așa ca orice altă boală contagioasă. Vegheați! Să nu fie între voi nimeni curvar să lovesc ca Esau, care pentru mâncare și având dreptul de întâi născut. Lăsați-vă, verificați mărturisirile, discuțiile cu oameni cu experiență, vă prind bine. De ce să te duci numai mai târziu și să întrebi? Când poți, periodic, să te consulți. Iată cu ce mă frământ, ce probleme am, iată ce atitudine, ce comportament am, ce credeți este bun, cum ar trebui să procedez? Pentru vârsta mea, pentru mine, ca băiat, ca fată. Recapitulez aceste patru principii generale de comportament. Întâi naștere din nou, apoi căsătorie. Doi. Întâi un caracter duhovnicesc, ca să poți să întreții relații duhovnicești cu ceilalți, între care cea mai importantă relație se va institui relația de familie. Trei. Cel mai încercat domeniu de comportament în vremea noastră este cel moral. Pentru că aici își focalizează diavolul toate forțele. Să distrugă moralitatea. Trăiți între colegi care n-au principii morale. Și patru, țineți legătura cu persoane mature pentru a vă verifica tot mereu.
statutul, starea spirituală. Trecem la un alt capitol, comportamentul live, cel care a fost de când lumea și care este cel rânduit ca mediu primar în care să ne desfășurăm activitatea. Aici am surprins două subcapitole, comportamentul înainte de acceptarea relației de căsătorie și comportamentul după acceptarea relației. Deci după ce ți-ai dat acordul că te vei căsători cu Ioana sau cu Ionel. Cum să te comporți înainte de a ști cum îl cheamă, dar pe de adevăratele, nu doar prin imaginație. Este indicat să aveți o gândire sănătoasă, care să evite, spun asta în mod deosebit la fete, clădirea unei relații unilaterale. Să îți imaginezi, poți și ca băiat să cazi în ispita asta. Să crezi că X sau Y e rânduit pentru tine. Și să nu-ți poți controla gândirea și mereu să te gândești numai la acea persoană. Asta denotă că gândirea ta nu este matură, n-ai stabilitate în gânduri. Apoi, unii sunt prinși tocmai datorită lipsei de calificările de care vorbeam până acum în relații duble. Vorbește cu un băiat, vorbește cu o fată, de speranțe la unul și la alta. Și... ceea ce, evident că nu este o notă de seriozitate. Sau pot să fie relații multiple, dacă luăm în calcul și cele ce pot fi pe rețele de socializare sau oricum în lumea virtuală. Aici trebuie, și asta tot din ce am spus până acum izvorăște, să ai un limbaj curat, nu unul lumesc. Cum spunea cineva că băieții fac aluzii și fetele își fac iluzii. Dar se poate întâmpla și invers. Vorbe cu două înțelesuri, impresii înșelătoare, acțiuni firești, felul în care pui mâna, cum saluți, felul în care scrii. Astea toate denotă, în primul rând, o gândire imatură, nesănătoasă, ca să folosesc un termen biblic, cum spune Petru, că vreau să vă trezesc mintea sănătoasă. Și poți aluneca, spune Scriptura despre Amnon în cartea a doua lui Samuel, capitolul 13, că a început să se gândească numai și numai la Tamar. Și în loc să discute cu un om matur, cum a spus Adineau, a discutat cu vărul lui, cu Ionadabul lui și Mea. Ăsta l-a învățat cum să atragă pe fată în cursă, nu s-a mai putut controla, a violat-o și în urmă, paradoxal, l-a cuprins o stare de disgrație față de fata aceea. Dar era foarte frumoasă, a dorit atât de mult. Și eu știu de la consiliere ce gust au asemenea fete. Despre Tamar scrie că a plecat distrusă. Și a sfârșit haina, a știut, fecioria s-a dus odată pentru totdeauna. De acolo a urmat mult necaz. Acel tânăr a mai trăit 2 ani, a fost omorât apoi, tras el în cursă de fratele Tamare, de Absalom. Da. În Proverbe, capitolul 23, este scris și prin asta spun, nici să nu provoci, nici să nu te lași provocat, de la versetul 27, căci curva este o groapă adâncă. Și străina o fântână strâmtă, ea pândește ca un host și mărește între oameni numărul celor stricați. L-a înșelat pe unul, l-a înșelat pe altul. Mi-am amintit cu ani în urmă, a venit o fată, nu știu de unde erau. Și a zis, frate, am căzut în păcat de curvie cu băiatul, ieși el aici, vrea să vorbească cu dumneavoastră. Asta pe fondul unor întâlniri la ceva grupuri, să cânte. Discutând cu ei, mi-am dat seama, ea era la prima ispită, neberită total. Și îl întreb pe el, e prima fată la care ai furat fecioria? Nu, a fost și altele. Îmi dat seama. Lupul între oi. Îmi sfâșia la mielușele, așa, pe rând. Dar cu siguranță a făcut întâi aluzii, fetei s-a părut că asta înseamnă iubire. Pentru că asta denotă și de o parte și de alta o gândire
Foarte ușoară. Spune tot în Proverbe, în capitolul 30, versetul 20. Tot așa este și calea femeii prea curvea mănâncă, se șterge la gură, apoi zice, n-am mâncat nimic. Nu. Fă endoscopie, ca să afle dacă a mâncat sau nu. Ei, așa sunt tinerii aceștia imorale. Dar ce e asta? Dar ce e rău în asta? Că i-a sărit în brațe și l-a sărutat sau că a dus-o la o plimbare și i-a spus niște cuvinte. Ce ai crezut? Că o să-i faci și ei bine, să simtă ea bine după masa aia? Să creadă curtată și apoi la noapte lași să plângă și după aia să spună la următorul băiat că, uite, dacă are un cuget sensibil, va fi foarte afectat. Tot aici, la comportamentul unei de acceptare relații de căsătorie, vă recomand să aveți o relație curată la nivel de tineri, de grupuri, o conviețuire evlavioasă în comunitatea frățească. Asta în vorbe, în îmbrăcăminte, în fapte. Da, să vorbești cu multă finețe cu fetele, dar fără nicio aluzie care să fie interpretată greșit de alții sau de ea. Despre Rut este scris că nu sosise de mult din țara Moabului și spunea Boaz, toată cetatea știe că ești o femeie cinstită. Comportamentul ei acolo l-a secerat. A făcut să crească în ochii evreilor, deși evreii nu agreau repede o persoană din altă nație. Dar comportamentul ei a făcut trecere. De aceea, cât privește relațiile la nivel de grup de adunare, ar trebui să fie conform ceea ce vă citesc din Efeseni, capitolul 5, versetul 3, curvia sau orice altfel de necurăție, orice altfel. Nici să nu fie pomenit între voi așa cum se cuvine unor sfinți. Poate unii v-ați întrebat, de ce nu suntem de acord să se meargă la tabere, la apă, cum spun eu așa mai pe scurt? Pentru că o tânără credincioasă, un băiat, nu-și poate permite așa ceva. Îmi spunea o tânără în Spania, s-a dus să-și ia bilet să meargă pe plajă și a nimerit la rând după un slujitor a bisericii. Așa mi-a fost rușine de el, că eram deja în costum de baie. Apoi să-i fie lui rușine, măi. Să nu spună că el ar fi fost imun. Înseamnă că vorba aceea, cum îmi povestea un slujitor, că a venit o fată și a spus joi seara, zi, sâmbătă, am logodnă, vă rog să veniți la mine la logodnă. Nu vin eu sâmbătă la voi, veniți voi luni la comitet să vorbim, așa, dintr-o dată. Asta a spus pentru că vroia să-i cerceteze. S-a interesat și vine ea, va încă susținută și de o mamă la fel de naivă. Fata mea este curată. Dar am aflat că fata ta a stat în aceeași clădire cu băiatul într-o vacanță sau chiar două. Chiar dacă au stat în aceeași clădire, toată vacanța ei sunt curați. Și atunci păstorul, cum zice în Proverbe, că la unii trebuie să le răspunzi după nebunia lor, o să înseamnă că nu sunt sănătoși. Întâi duci la medici și apoi zic dacă sunt apți pentru căsătorie. Firești fiind să locuiască împreună și... Cine poate crede? Da. De aceea spune Scriptura în 1 Timotei 5 cu 2 cum se comporte băieții cu fetele. Să le trateze ca pe niște surori, ca pe surorile tale de acasă, cu toată curăția. Poate va fi vreuna nevasta ta, poate e nevasta altuia, cine știe. Asta înainte de a ști. Dacă s-a declarat o intenție de căsătorie, e evident, așa cum avem cazul acest de Geneza, am vorbit în dățile trecute, trebuie anunțată la părinți, care trebuie să fie comportamentul după acceptarea relației de căsătorie. Ascultați-mă bine, în primul rând, convorbirile trebuie să aibă un conținut spiritual. Să nu-i se pară deplasat ce vă spun, că vă explic de ce. Pentru a armoniza crezurile celor doi. Dacă vin din aceeași biserică, se armonizează repede. Dar dacă vin din biserici diferite,
Îmi spunea odată o tânără, uite, mă căsătoresc cu băiatul acesta undeva în altă țară. Zic, și am văzut că nu-i român, că nu putea, trebuia tradus. E și el de aceeași credință? Nu, e cu altă credință, dar noi ne iubim. Eu, cunoscând doctrina acelei confesiuni, i-am spus, dar e o diferență majoră. Ei cred despre noi că noi nu avem Duhul Sfânt, că avem Duh rău. Era adventist. Și spune, nu, el a zis că și el crede în proroci. Zic, eu și spun cum cheamă pe proroci, prorocul în care crede el. El nu uite. Da, este un proroc. Dacă ai văzut? A, nu avea temă, nu era în temă cu asta. Băi, zic, sărmanii de voi, a spus carul înaintea boilor. Din cât știu eu, nu s-au căsătorit. Când ar fi urmat să meargă la biserică? Sâmbătă sau duminică? Sâmbătă seara, nu? Bunoara ține de duminică. Cum și-ar fi educat copiii? Deci, în primul rând, trebuie să ai convingerea că slujești aceluiași Dumnezeu, că nu-ți afectezi legământul care l-ai. Trebuie să discuți despre felul în care crezi despre Duhul Sfânt, dar și despre aspecte mai practice, cum ar fi zeciuiala sau legat de viața de familie, de timpul tău de rugăciune, de orarul tău de post. Îmi spune undeva o familie tânără, spune ea, frate, nu mă împac cu el, nu-l pot duce la adunare. Îi numai pe telefon, urmărește meciuri. Eu pe el deoparte, e drept ce spune nevastă. Deci eu totdeauna am fost așa. De-aia nu a băgat de seamă. Zic, dar voi, înainte de căsătorie, ce povesteați când vă întâlneați? Păi e așa, cât și frumos ți-s ochii. Păi, dar nu l-ai întrebat cu ce se uită la ochii aceia frumoși? Mă, n-am apucat să discutăm, că noi ne-am plimbat, apoi ne-am scăpat, numai ne-am îmbrățișat, ne-am sărutat. Nu, îmbrățișați-mă așa cum am crezut. E foarte important. Întâi să știi ce crede unul, ce crede celălalt, ce caracter are. Ia vezi, s-a mărturisit, nu are probleme. În alte biserici, la logodnă, se discută dacă nu cumva are angajate anumite contracte, anumite credite, pentru că trebuie discutate după problemele spirituale și problemele administrativ-gospodărești. Nu-i cam povestea aia, că tată vreau să iau o fată. Dar de ce? Asta-i treaba mea. Păi, de-aia te iubește, asta e treaba ei. Dar unde să stați? Asta e treaba ta. Dar nu merge așa. Că cine știe dacă o să fie casa și averea moștenită de la părinți sau... Tu stați pe chirie și atunci... Am auzit pe unii că se ceartă cine se ducă la gunoi coșul. Asta întotdeauna mi s-a părut ceva absurd. Să n-ai nici atâta spirit de slujire. Păi probabil că nici nu-și face patul, nu? Astea sunt chestiuni care trebuie discutate. Că el vrea să te aibă de repede în pat, dar după aceea, dacă tu nu știi spăla haine și nu știi să-și facă patul, vine mama, nu? Da? Scriptura spune în Amos 3 cu 3, merg doi oameni pe un drum fără să se înțeleagă. Înțelegi? Vezi, la tot ce urmează să fie pe acel drum. Spune 2 Corinteni, capitolul 6, versete care le-am mai citit, dar au valențe multiple. Versetul 14. Ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Deci spui că te iubești, dar trăiți amândoi în neprihănire? Sau unul trăiește în fără de lege? Ce legătură va fi între voi? O legătură amoroasă, dar asta cât ține? Cât ai din filme? Deci iată ce trebuie discutat înainte de nuntă. De aceea, ca să se poată discuta aceste aspecte și să puteți rezista domeniul cel mai încercat de care vorbeam înainte, domeniul moral, este indicat ca în această perioadă premaritală, vorbind de comportament, întâlnirea să aibă loc întotdeauna în locații sigure, având în vedere ispitele care pot să apară și chiar dacă voi v-ați controla imaginea pentru cei din jur. Ai cumnați, cumnate, ce va spune socru, soacra sau alții? Ce cuvinte vor rosti, ce gesturi demne de sfinți? Atingerile fizice provocatoare trebuie evitate total. Spunea o tânără, m-a pețit un băiat, expresia populară.
N-am ajuns la înțelegerea că trebuie să fim împreună. Am suferit puțin, spunea ea, dar am liniștea că pot fi filmate în adunare întâlnirile noastre. Nu ne-am compromis. Pot fi prezentate video să vadă cum a stat de frumos ca doi oameni cuminți și poate fi dat și sonorul ca să se audă tot ce am povestit. Frumos. Mi-am amintit că am fost la o nuntă undeva și am mai trecut prin țara aceea după un an, i-am întâlnit pe cei doi, aveau jurnalul, el și ea. Ce faceți? Nu ne mai spune noștri căsătoriți porumbeilor. Uite, ne depunem jurnalul premarital. Uite cum mi-a vorbit Domnul atunci când ne-am întâlnit, cum am confruntat mesajele profetice, cum am discutat din Biblie, ce cauze de rugăciune am avut. Măi, dar voi nu ați fost ispitiți așa, să vă dați drumul? Să... Ei, cum să nu? Dar am avut o convenție. Când unul observă că celălalt s-a apropiat prea mult, trebuia să strige, nu mă atinge! Și? Ați reușit? Și el zice, odată, nu știu ce m-a prins dragostea sau ispita, dar am vrut să o iau în brațe așa, să o ridic sus. Dar zice, repede a strigat ea, nu mă atinge! La care ea zice, acum frate, dacă tot suntem aici, lasă-mă să spun și eu. Și mie mi-a venit odată să mă arunc în brațele lui și s-a grăbit și el să strige, nu mă atinge. Frumos, nu? Poate nu înțelegeți de ce este bine așa. Da, ascultați-mă, un sărut, vă spun cel mai pe românește așa, este normal să se încheie cu un act sexual. Așa-i creat omul. Ați permite să te săruți fără să poți merge mai departe și atunci te duci până cât îngăduie celălalt, știi? Cobor până la sân, că nu poți merge mai departe, decât la următoarea ședință, când o să fie diavolul cu o ispitire mai puternic. Îmi spune odată o fată, frate, așa mustră de conștiința, nu că ne-am culcat unul cu altul, dar atingeri din astea, sărutări, iară. Păi de ce nu vă căsătoriți? Câți ani ai? Păi 30 ceva de ani. Păi ce mă așteptați, bă? Ce școală nu vi gata? Dar el zice că n-are încredințare. Apoi, Doamne, iartă-mă, dar să te strângă în brațe. Are încredințare. Vedeți? Și apoi se abandonează relațiile astea. Da. Fiți atenți, ascultați-mă, vă citesc din Proverbe 5. Ceva ce trebuie să se întâmple după căsătorie, nu înainte, ca să ai gustul de plin, măi. Să te poți bucura până la capăt, nu? Știi că nu-i voie să mănânci, că încă nu a venit vremea mesei, dar ți-e spui să spun în farfurie și duci lingura până către nas. Măi, ce bun miros are mâncarea asta, nu-i voie încă să mănânc, dar ai răbdare, lasă-o în oală până chemăm pe toți la masă. Proverbe 15. Bea apă din fântâna ta, din izvoarele puțului tău. Ce vrei să se verse izvoarele afară, să scurgă lui pe pețele de obște? Lasă-le să fie numai pentru tine, nu pentru străinii de lângă tine. Izvorul tău să fie binecuvântat. Bucură-te de nevasta tinereții tale. Versetul 19. Fii îmbătat tot timpul drăgălășile ei, fiind drăgostit necurmat de dragostea ei. Dar asta când? După ce a devenit nevasta ta. Dumnezeu să vă ajute. Spuneam eu mai de mult, vă repet că voi sunteți altă generație. A zis, frate, dar când ne întâlnim, cum să stăm ca să fim siguri că putem discuta subiecte temeinice, că nu ne ispitim? Zic, vă dau un model simplu. Întotdeauna trebuie să fie o masă, pe masă să fie Biblia și să nu treceți peste ce e scris, nici la propriu, nici la figurat. Ușor de ținut minte. Doamne ajută! Trec la comportamentul virtual. Este imperativ, dragii mei, să nu vă expuneți trupul, poze sau video pe internet pentru a nu fi pricină de păcătuire și pentru a nu fi atrași în relații virtuale. Vă citesc două versete din Ezechiel, 16, versetul 14.
Ți s-a dus vestea printre neamuri, că acum se duce ușor pe internet, nu? Pentru frumusețea ta că cerea de săvârșit de tot datorită strălucirii cu care te împodobisem, zice Domnul Dumnezeu, dar strălucirea ta, frumusețea ta, nu trebuie dat public pentru toată lumea. Dar te-ai încrezut în frumusețea ta și ai curvit la adăpostul numelui tău celui mare, ți-ai revărsat curvire înaintea tuturor trecătorilor. Ah, nu curvești cu toți. Nu curvesc ei uitându-se la tine. Și vorba ei, fata asta e frumoasă, sau știu, băiatul ăsta, uite cum arată. Da? Și spune toate 524, ți-a zidit case de curvie, ți-ai făcut înălțimi în toate piețele. Adică a te expune în locuri publice și unde mai public decât pe internet. Și spunea Domnul Matei 5:28, cine se uită la o femeie ca să poftească ca și prea curvit. Și aici vă mai fac o atenționare. Aveți grijă că pe internet și în relațiile acestea au loc uneori anumite vrăjitorii. Și nu-ți dai seama cum ai căzut în capcană. Pentru că odată ce ai intrat în zona aia, s-ar putea. Deci lumea de azi este mult, nu doar imorală, ocultă. Și s-ar putea un anume site matrimonial să fie rostit asupra lui niște lucrători demonici. Atenție! Apoi, într-o altă idee, este extrem de riscantă contractarea unei relații maritale cu o persoană necunoscută live. De ce? Pentru că în plan virtual cunoașterea este foarte imaginară și adesea departe de realitate. Tu vezi o poză, poate și aia este aranjată. Și restul îți imaginezi tu. Și o spunea cineva pe când s-au întâlnit față în față, o speriat. Era cu totul altceva. Dar deja atracția, declarațiile, poate și poftele, au scăpat de sub control. Scrie tot în Ezechiel, în capitolul 23, vă citesc la versetul 14. Ea a mers chiar mai departe în curviile, i-a zărit pe ziduri niște zugrăveli de bărbați, niște icoane de haldei zugrăviți cu culoare roșie și le prezintă înfățișarea. Versetul 16. La cea din tâi privire le-a și trimis sol în Haldea. Știți cum vine asta? Actualizat. La prima cerere le-a dat accept. De prietenie. Și apoi urmează transfer de poze, de vorbe și se creează o imagine. Pe baza a ce? Știți cum este asta? Ca și după fosilele găsite că au făcut omul de neard dental. Știți, omul ăla intermediar între maimuță și om, că au găsit, nu știu ce, un os de la umăr și două măsele și restul au desenat ei. Cam așa e cu imaginea pe internet, când nu cunoști pe cineva. Relaționarea cu o persoană pe care o cunoști, să spun că e o fată sau un băiat care îl cunoști și este plecat din țară și discuți cu el pe internet. Te caută în vederea căsătoriei. Este indicat să fie cât mai puține discuții până afle dacă e sau nu de la Dumnezeu undă verde. Dumnezeu se poate vorbi în mod divers, dar asta am spus, nu-i subiectul acestei serii. Și în toată această perioadă este foarte indicat să îți păstrezi curăția, echilibru mental de care vorbeam. Pentru că cumva după vizualizări, intri pe rețele socializare, te întâlnești, mintea judecă așa la frecvența alfa, accepți fără să gândești prea mult și te-ai dus. Iar dacă este vorba de o persoană care ești deja într-o relație reală, cunoști acea persoană, e conștiințarea persoanelor care trebuie să fie implicate, părinți, slujitori, atunci poți să discuți, să zic, pe telefon sau pe WhatsApp sau pe alte modalități potrivit tehnicii, dar nu vă provocați poftele. Păstrați-vă controlul, stăpâniți-vă. Și vizualizările nu trebuie să fie că vreau să te văd întreagă și întreagă și cu hăinuțe sau cu mai puține hăinuțe și ispita-i duce până la fără hăinuțe. Nu, nu, nu. Discuțiile acelea de care vorbeam, de natură spirituală, gospodărească, spune Biblia despre Iosif, că în timp ce era logodit cu Maria
și-a păstrat neprihănirea, Maria, cum vă spuneam, s-a dus la Elisabeta. Trebuie să fie o perioadă în care, și asta este chiar un indiciu, dacă în acea perioadă crești din punct de vedere spiritual, dacă ai biruință asupra ispitelor, să poți ajunge la convingeri clare, să fie subiectele discutate. Am văzut tineri care în perioada să premaritală au un comportament neevlavios, dar se căsătoresc, așa, își dorește oricine. După ce intră în viața de familie, îi întreb cum a fost primul an. Foarte grea acomodarea. Dar perioada dinainte nu trebuia să fie aceea acomodarea? Ba da, da, atunci n-au discutat ce le-am spus eu, au crezut că astea sunt subiecte de bătrâni. Și ei au vrut să se suie direct în vreo casă. După aia, nu știu, pică cu liftul sau pe coș. Și încep să ia casa de la temelie, stai că trebuie să vedem viața pe ce se clădește. Nu puneți piramida cu vârful în jos, că nu stă la baza piramidei relația spirituală, apoi relația sufletească, administrativ-gospodărească și apoi la urmă este așa, puneți voi cireașa pe tort. Când veți locui împreună și toate să fie bune, bunul Dumnezeu să dea. Altfel, n-ai bucurie de plină. Da, am văzut cei care dinainte au viața lor de rugăciune, unii intră în viața de familie și spune, nu mă pot ruga cu voce tare să audă celălalt. Cum? Dar voi nu v-ați rugat înainte? Păi nu, că nici nu ne-am prea rugat. Dar ce făceați voi când mă întâlneați? Am văzut un film. A, ce episod urât o să urmeze la voi. Da. Închei spunându-vă că viața creștină în orice etapă și în orice activitate a ei, pentru omul care e născut din nou, are o natură sfântă și activități sfinte. Biblia spune în Corinteni 10:31 că și atunci când mânci, să fie asta pentru slava lui Dumnezeu. Adică și atunci să fii conștient de prezența divină. Sau 2 Corinteni 7:1, fiindcă aveți astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii, și a Duhului și să duce sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Ca fată ți-ai dori să îmbraci o rochie de mireasă. Dar nu este un dezacord total vinovat să fii, cum a zis Domnul, că unii scamor mintele cu forpe din afară și cu vierpe dinăuntru. Orice activitate a vieții, în orice etapă, trebuie să fie sfântă. Inclusiv în viața de familie, tot ce se întâmplă trebuie să fie sfânt. Comportamentul premarital este definitoriu pentru binecuvântarea în căsătorie. Cum vă spuneam, pentru primul an, pentru ceea ce urmează. E definitoriu pentru alegerea care o faci. Că dacă viața ta nu este bună, nu te ajută Dumnezeu să te călăuzească. Dar despre asta poate vorbim în altă lecție. E definitoriu pentru slujirea ta, pentru răsplata ta. Foarte important. Ai o haină albă care ai primit-o la botez. Tu vei păstra frumos până la nuntă? E perioada în care trebuie să știi de solemnitatea acestei etape. Vei deveni ca mire simbolul Domnului Iisus Hristos, ca mireasă, simbolul Bisericii Domnului. Te căsătorești în biserică, într-o lume murdară, da. Dar noi trăim într-o biserică, ceea ce este o enclavă față de lumea de afară. Dumnezeu să vă ajute să aveți un comportament evlavios, atât în plan live, cât și dacă este necesar să corespondați sau să păstrați vreo legătură prin aceste tehnici actuale. Bine ar fi fără ele. Tocmai astăzi am spus cuiva, lasă telefonul deoparte, măcar o zi. Să știi și tu cum a fost lumea fără telefoane. Foarte important. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.